prea cuvioși și prea cucernici părinți. Și iubiți frați și surori, la cateheza din seara aceasta, câteva momente ne vom opri la personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că mâine, așa cum știm, este sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Acum, oricât de multe cuvinte am spune noi și oricât de frumoase cuvinte am spune noi, nu putem întrece cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos referitor la Sfântul Ioan Botezător. În Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 11, citim așa: adevărat, adevărat, zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Auziți? Între cei născuți din femeie nu s-a ridicat unul mai mare decât Sfântul Ioan Botezătorul. Acum noi știm că Sfântul Ioan Botezătorul a fost înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos. A pregătit calea. A pregătit poporul pentru a-L primi pe Domnul nostru Iisus Hristos. A avut o viață sfântă, ascetică, plină de nevoință. Și mulțimilor imense care mergeau la El în pustie, unii dintre frățiile voastre ați fost dincolo de Iordan, unde boteza și propovăduia Ioan. Predica lui era simplă, dar tăioasă, eficientă. Iată ce citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, începând cu primul verset. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spunând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Fac o paranteză, deși nu-i neapărat necesară pentru frățiile voastre care veniți des la biserică, dar mai repet încă o dată acest adevăr. Pocăința nu-i înțeleasă de toată lumea în adevăratul ei sens. Unii îi numesc pocăiți pe neoprotestanți. Ori pocăința este o lucrare foarte, foarte serioasă. O definește Sfântul Ioan Damaschinul. Pocăința este întoarcerea cu lacrimi și cu părere de rău de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Aceasta e pocăința. Și continuă textul. Ioan spunea: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. El este acela despre care a zis prorocul Isaia: glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar haina lui, hrana lui, erau lăcuste și miere sălbatică. Atunci au ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeia și toate împrejurimile Iordanului. Și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Dar văzând Ioan pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botez, le-a zis: pui de vipere! Cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie?
faceți, deci, roadă vrednică de pocăință. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, părinte, avem pe Avraam. Că-ți vă spun vouă, că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiul lui Avraam. Știți care era obiceiul iudeilor? Să se laude cu strămoșii, cu Avraam și cu ceilalți patriarhi, cu proroci, cu drepții. Ori Sfântul Ioan era tăios. Să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, părinte, avem pe Avraam, că să spun vouă că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiul lui Avraam. Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă se taie și se aruncă în foc. E unul, vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Lui nu sunt vrednic să îi duc încălțămintea, acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Sigur că vorbea de Domnul Iisus Hristos. Vorbea despre botezul Noului Testament care ne face pe noi creștini. El, adică Hristos, are lopata în mână și va curăți aria sa și va aduna grâul în jidniță, iar pleava o va arde cu foc nestins. În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și răspunzând, Iisus a zis către el, lasă acum, căci așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptate, atunci l-a lăsat. Și botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste el și iată glas din ceruri zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Este unul din locurile din Scriptură în care ni se dezvăluie, ni se descoperă preasfânta trăime. Tatăl grăiește din cer, Fiul este în apă, și Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel. Acum și cântările noastre, de la praznicul acesta, subliniază multe adevăruri legate de persoana Sfântului Ioan Botezător. Una dintre ele zice, ce te vom numi prorocul? Înger, apostol sau mucenic? Înger pentru că a trăit îngerește. Apostol pentru că a învățat neamurile. Mucenic pentru că și-a dat viața pentru Domnul Iisus Hristos. Și la sărbătoarea de mâine, tocmai de lucrul acesta ne aducem aminte că i-a fost tăiat capul pentru adevărul mântuitor. În Evanghelia pe care o să o auzim mâine la Sfânta Liturghie, la Marcu, capitolul 6, începând cu versetul 14, citim. Și-a auzit regele Irod că numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Elie și alții că este proroc ca unul dintre proroci. Iar Irod, auzind, zicea, este Ioan, căruia eu am pus să-i taie capul, el s-a sculat din morți. Căci Irod
trimițând l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță de pricina Irodiadei, femeia lui, Filip, fratele său, pe care o luase de soție. A luat-o de soție pe cumnata lui. Căci Ioan îi zicea lui Irod, nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea. Și ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Și fiind o zi cu bun prilej, când Irod de ziua sa de naștere a făcut ospăți dregătorilor lui și căpeteniilor oștirii și fruntașilor din Galileea, și fiica Irodiade, intrând, a jucat, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine, îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și ea, ieșind, a zis mamei sale, ce să cer? Iar Irodiada i-a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată, cu grabă la rege, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâgnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată, trimițind regele un pasnic, a poruncit să-i aducă capul. Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a dus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Ce crimă oribilă! A fost tăiat capul celui mai mare om născut din femeie. Acum, după ce vom cânta împreună o priceasnă, vă voi citi câteva cuvinte pe care părintele Ioanichie Bălan și el pelerin prin calea Țara Sfântă, câteva cuvinte pe care l-a scris și care sunt foarte frumoase și profunde. Și acum câteva fraze din notele de călătorie a părintelui Ioanichie Bălan. La 12 km de Nablus și 79 de km de Ierusalim, ajungem la vechea cetate biblică Samaria, unde se află ruinele palatului lui Ahab, regele celor geminții ale lui Israel, și alături ruinele palatului lui Irod Antipa. Lângă ruinele Samariei se vede satul arab Sebastia. Pe platoul ei, coline de piatră, aici se afla pe timpul Mântuitorului o garnizoană militară care păzea palatul lui Irod și dedesubt închisoarea unde a stat închis Sfântul Ioan Botezătorul și unde i s-a tăiat cinstitul cap. Intrăm în satul Sebastia, urcăm în serpentină și oprim în fața vechilor ruine. Sunt ruinele închisorii Sfântului Ioan Botezătorul. Coborâm în incintă. Copiii arabilor se joacă printre ruine. Liniște, căldură și reculegere. Intrăm în închisoare. Cea mai teribilă, după pretoriul din Ierusalim, unde a fost martirizat cel mai mare om născut din femeie. Coborâm treptele înguste pe un gang îngust și întunecat și ajungem în închisoarea propriu-zisă sub pământ.
Este o celură pătrată de 15x4 metri, cu 4 mici ferestre care dau afară, construită cu bolovani mari de piatră, iar deasupra este boltită în calotă sferică. Pe jos, printre gunoaie, tot felul de lucruri aruncate de copiii satului. Nimeni n-are grijă de acest loc sfințit de sângele Sfântului Ioan Botezătorul. Aici a fost închis Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos. Aici a stat legat în lanțuri mustrătorului Irodian. Aici a fost tăiat, înainte mergătorul Domnului, marele proroc Ioan Botezătorul, care s-a învrednicit să-L boteze pe Domnul nostru Iisus Hristos în apele Iordanului. Noi știm cum că gura lui Ioan tăcea, căci nu poate omul drept să rade nedreptatea, nu poate cel sfânt să tacă văzând fără de legea, nu poate cel adevărat să lasă oile în prăpastie. Nu poate un bun preot să mănânce și să se veselească văzând pe fiii săi duhovnicești că zac în desfrânări, în beții și în tot felul de păcate. Cu atât mai mult, nu poate să tacă gura lui Ioan Botezătorul. Nu putea să tacă cel mai mare bărbat de pe pământ, văzând desfrânare, beție și jocuri în casa în care stătea cel ce îi conducea pe iudei. Vai de păstorul care nu mustră la vreme pe fiii săi sufletești și nu învață cuvântul Evangheliei cu timp și fără timp, ci lasă turma încredințată de Hristos să fie măcinată de desfriu, de beție și de tot păcatul. Un asemenea păstor va da greu răspuns la judecată. Aceasta este istoria mântuirii neamului omenesc. Ea s-a scris cu sânge și lacrimi, focul jertfei și a suferințelor de tot felul. Trei păcate mari au dus la moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Desfrânarea, beția și jocul. Trei păcate uriașe macină viața cinstită din rețea, sănătatea și așezarea spirituală a creștinului și familiei de astăzi. Și acestea trei sunt desfrânarea, beția și abuzurile de plăceri, iar urmările lor le vedem noi cu toții. Și aș mai adăuga, pentru că lucrurile s-au deteriorat de atunci, aș mai adăuga drogurile care macină sănătatea și fizică și psihică a multor tineri din vremea noastră. Cam așa a descris pelerinajul pe care l-a făcut la Sebastia, acolo unde a fost închisoarea, în care i s-a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Amin.